numerice anunțate pentru prezidențiale? Răspunsul ferm al ALDE. Călin Popescu, Tăriceanu, sublinierea pregte subliniere pe terenul pentru alegerile prezidențiale, informează Antena 3. Cei de la ALDE insist ce subliniere F-ul Senatului ar trebui să fie propunerea coaliției pentru scrutinul de anul viitor, subliniere I cer susținerea PSD în acest sens. Au pregătit sondaje în fiecare județ pentru a măsura sublinierea ansele lui Tăriceanu, subliniere I urmează să le prezinte curând. Codrin Tefnescu, reacție virulent în scandalul protocoalelor, România trebuie să afle subliniere I partea nevăzută a lor. Într-o intervenție telefonică la Antena 3, purtorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat că nu a fost declanat nicio procedură privind alegerea candidatului pentru prezidențiale din 2019, această discuție fiind una prematur. Nu a fost declanat nicio procedură privind alegerea candidatului pentru prezidențiale din 2019. Această discuție este prematură acum, este lansat în opinia publică, fără să existe o exprimare oficială din partea ALDE. Doamne, mă întrebai de data asta neoficial. Eu pot să vă spun că nu am fost ales purtător de cuvânt între anumite ore. De aceea îmi este foarte greu să vă dau un răspuns neoficial, atunci când deve să mă invocai într-o calitate oficială. Tot ce spun eu trebuie să ai bun corespondent în deciziile instituționale ale ALDE. Nu s-a discutat nimic despre candidatura domnului Călin Popescu-Tăriceanu. Sondajele sunt sondaje, a spus Varujan Vosganian, într-o intervenție telefonică la Antena 3.